mâncare. Au fost miere, acum sunt scrum. S-au lăsat în urmă fum. Nu știm. Turtele noastre care s-au ars. Cum s-au ars? Uite așa, nimic n-a mai rămas. Ce te-a făcut? Ce te-a făcut? Ce mai întreb? Mai trebuie, ai vreau să vă mai spun ochii ce doare. Ce sunt negre la culoare și nu-s bune de mâncare. Au fost miere, acum sunt scrum. S-au lăsat în urmă fum. Nu știm. Tortele noastre care s-au ars. Cum s-au ars? Uite așa, nimic n-a mai rămas. Thank you.
clipa cea mai potrivită. Yeah.
înfățișată toată lumea. Da. Ce ai? E, am fost angajată la opera mică din Pădurea Mare. Dumneata, la opera? Da, în sfârșit, mi s-a recunoscut marele meu talent și vocea mea a entuziasmat pe toți. Ia, lasă-o mai încet cu vocea. Poate că mai sunt și alții. Ca mine? De exemplu, cine? De exemplu, eu? Dumneata! Da, ce te miri așa? Ghinionul meu este că prietenii mei, Usulețul și Motănelul, nu mă mai lasă să cânt. Carmider, v-aș arăta eu cântăreț. Și te-ai întrebat de ce nu te lasă să cânti? Sunt gelos pe glasul meu! Acum să crezi tu, nu te lasă să cânti pentru că n-ai pic de voce. Cum? Eu n-am voce? Eu? Dumnezeu, n-am. No! Oprește, că nu mai pot. Auzi, Polo, cine vorbește de voce? Ai răbdare. N-am zis că n-am mai cântat de mult. Să fac câteva exerciții și ai să vezi atunci ce note scot. Ce note? Să vedem dacă știi să cânti așa un cântecel cât de mitit e așa. Fii atent aici. Atunci când încep să cânti, vezi ce mare tenor sunt. Doar o notă dacă scot. Cot. Soarele se oprește în loc. N-are voce așa. Nici privighetoarea. Da, n-ar fi rău, dar ai cântat prea încet. N-ai spațiu, n-ai volum, n-ai porț în glas. Cum n-am volum? Să mai cânt odată. Voce clară ca a mea, nu vezi cât ai căuta. Când mă ascult cântând, cu copii, cu gan, asta-i răsuflarea. Oprește! Nu se înțelege nimic. Eu cred că nu se aude, pentru că stai acolo închis, n-ai spațiu, n-ai aer, n-ai rezonanță. Fii atent aici! Acolo unde sunt mai mulți, treaba merge mai cu spune.
trupă și mai multe capete la unul, gândesc mai bine decât unul singur. Ai dreptate, să-i chemăm pe frași. Ei vor merge înainte pe urmele vulpii și ne vor da nouă de știre pe unde au luat-o. Vezi de ce mare ajutor ne vor fi? Dă-le repede un telefon. Spune-le, spune-le că nu plecăm până când nu vine. Între timp ne pregătim de luptă. Ai o fisă? N-am. Stai că vorbesc de la telefonul meu celular. Alo, căsuța iepurașilor? Aici Mătănel, nenorocire mare. Vulpea a răpit pe cocoșel. Veniți? Da. Da, dar repede, să nu cumva să târziați. Venim imediat, vă așteptăm. Mătănel, ce faci cu scândurul ăsta? O să ne folosească. Poate avem de trecut vreo apă sau vreo prăpastie. Foarte bine te-ai gândit, ia vezi, au venit iepurașii. Să văd! Au! Ce ursuleț! M-ai lovit, fii mai atent! Vezi că au venit iepurașii! Să văd! Au! Tata Constantinescu a greșit! Valsu, valsu! Hai! Mătănel! Ce faci cu scândurul ăsta? Ei, poate avem de trecut vreo apă sau vreo prăpastie! Foarte bine te-ai gândit! Ia vezi, au venit iepurașii! Să văd! Au! Au! Ce ursuleț! M-ai lovit! Fii mai atent! Du-te și vezi dacă au venit iepurașii! Să văd! Au! Au!
aici e harta pădurii. Voi veți merge pe urmele vulpii și ne veți da nouă de știri. Când ajungem la vizuina ei, ne adunăm și ținem sfat. Înțeles? Înțeles! Spre vizuina vulpii, înainte, marș! Nici nu se putea altfel. Suntem epurași și sterți.